În perioada 22-24 noiembrie va avea loc la Romexpo cea de-a 24-a ediție a Good Wine, Bucharest Wine Fair, cel mai longeviv târg de vinuri din România. Și la această ediție, vizitatorii vor putea degusta gratuit sute de vinuri de la crame de top românești și din străinătate și vor putea descoperi noutățile propuse de organizatori. Noi, ca parteneri media, vă lansăm o invitație deschisă pentru toți cei care vor să se bucure de experiența Good Wine. Evenimentul este conceput atât pentru specialiștii din industria vini-viticolă, cât și pentru publicul larg. Latura educațională a târgului va fi prezentă prin intermediul platformei Good Wine Academy, care cuprinde și la această ediție module de inițiere pentru pasionații de vinuri. Aceste cursuri, organizate în cadrul târgului de specialiștii invitați Good Wine, cuprind informații despre trenduri, dar și date esențiale pentru înțelegerea domeniului fascinant al vinului. Good Wine este un târg al industriei din vinicole. Are două componente, B2B și B2C, pentru că industria românească, din păcate, încă nu susține. Din păcate sau din fericire, nu susține un târg B2B. Avem, pentru asta am creat social area, zona asta, în care vizitatorii se pot juca. Facem apel la zona ludică, la hedonistul din băuturi de vin. Asta pe de-o parte. Mai avem o noutate, deci modificarea structurii, practic târgul s-a schimbat complet. A dispărut zona de VIP, înlocuită fiind un lounge pentru profesioniști, în care toți expozanții vor veni, pe de-o parte, pentru prezentări dedicate și de interes pentru ei, de la marketing și comunicare în zona digitală la agricultură de înaltă precizie. În cadrul acestei noi ediții, organizatorii au rezervat un loc special spumantelor, spațiul Bubble Glam fiind o zonă dedicată mixologiei cu acestea. Vizitatorii vor fi întâmpinați cu o bibliotecă de spumante unde vor fi organizate degustări speciale. Good Wine încearcă de fiecare dată să se reinventeze și să vină cu ceva nou, iar pentru anul acesta am pregătit un Bubble Glam, ceva făcule, fiind făculele sunt la modă și sunt în trend și toată lumea le apreciază, toată lumea le dorește, tot mai mulți producători din România au început să producă ceva cu acidulat, ceva cu bule, fie că este spuman prin metoda tradițională, fie că este în cisternă, în orice variantă, este o băutură apreciată, o băutură care poate deschide mese, inimi și lega prietenii până la urmă. Cursurile Good Wine Academy au fost diversificate în ediția aceasta. Temele abordate sunt extrem de versatile, de la tehnologia de obținere a spumantelor la ce poate fi considerat un defect al vinului, o incursiune în lumea vinurilor dulci, dar și un studiu comparativ cu 5 variante de vinuri obținute din același soi.